De la Megapolis este cineva? Poftiți, trebuie să-mi coași. Tunda 156 ne este foarte aproape și ne permanent, adică chiar avem un acord de parteneriat încheiat chiar în primii ani de activități, adică în primul an, și chiar ne-a ajutat cu unele reportajuri la început. Acum noi ne gândim la o colaborare încă mai serioasă și ne gândim cum o să promovăm regiunea de nord pe undele radio-ului. Din partea televiziunii Moldova 1, noi nimeni. Noi. O să le... Publica TV, e în drum? E la lucru. La lucru. Da. TV Prim, Rodica Galerenco. Sergiu Călăvațchi, televiziunea Bălț, noi. Și au fost, adică premiile cele mai mari pe care noi le-am considerat, adică nu atât, știți cum, dar sume de bani, da, care este premiul 3, premiul 2 și premiul 1. Locul 3, după intensitatea reportajelor radio l-a câștigat, conform decizii cu grupului de lucru, domnul Alexandru Ciobanu, Radio Moldova. Noi vă mulțumim pentru insistența și chiar vă rugăm să fiți atât de insistent întotdeauna. Vinovat e Urșuc. Urșuc. Eu nu am impus să spun. Locul 2. Site-ul de știri Hot News MD. Vitalie Cazaco și Dumitru... Noi vă mulțumim foarte mult pentru permanent pentru buna de dispoziție, pentru acei care în principiu ați fost acela care primul ați dat niște știri. Adică Deca Press. Rămâne în istorie. Nu o să rămânesc, pentru că colaborăm mai departe. Pentru cineva o să fie în istorie. Noi vă suntem recunoscători că ne-ați susținut la început de cale. Vă suntem recunoscători că ne susțineți în perioadă. Și suntem foarte mulțumiți de colaborarea cu instituțiile noastre. Vă anunț că ziarul săptămânal independent, SP, da? Iată, a fost... O? Я могу не уходить, приходите отсюда. Прям вовремя. Ой, как вы... Eu vreau să mulțumesc ziarului PSP, în special domnul Perunov. Ați câștigat premiul întâi de reflectare a știrilor despre regiunea de nord. Aici este special pentru SP, da? Pentru toată echipa. Dar sunt doi jurnaliști din cadrul ziarului SP. Este Alexandru Dzekiș și Marina Morozova, care tot le acordăm câte o mică atenție. Vă rog să informați conducerea, adică redactorul șef, directorul ziarului,
că vă mulțumim mult pentru ce că ne acordați atenția corespunzătoare a știrilor care noi le plasăm și la toate evenimentele la care participați. Și sperăm să avem o colaborare fructuoasă pe viitor. Da, mulțumim, doamne. Mulțumim pentru o plăcere să colaborăm cu agenția regională Nord și sperăm să avem la anul mai multe concurs. Eu îmi cer scuze.